Odată ce utilizatorul a ajuns la diapozitivul cu numărul 2, unde îi se pune o întrebare, el nu are acum nicio posibilitate de a trece mai departe, deoarece nu am stabilit niciun link pentru cele trei răspunsuri. Pentru primul răspuns, care este un răspuns greșit, va trebui să stabilim un link către diapozitivul cu numărul 3, care este diapozitivul pentru răspunsul greșit. Acest lucru îl facem în felul următor. Clic pe căsuța de text corespunzătoare răspunsului greșit, apoi meniul inserare, link, opțiunea plasare în acest document și alegem diapozitivul cu numărul pentru răspunsuri greșite, adică diapozitivul cu numărul 3. Și apoi acționăm butonul OK. Răspunsul produs este un răspuns corect, deci va trebui să stabilim un link către diapozitivul cu numărul 4. Iar pentru răspunsul C, care este tot un răspuns greșit, link către diapozitivul cu numărul 3. Să încercăm rularea prezentării. Executăm un click pe sumă, care este răspuns greșit. Se observă că prezentarea ne duce către diapozitivul cu răspunsul greșit. Acționăm un click pe această săgeată, ni se întoarce prezentarea la întrebare, alegem tot un răspuns greșit, răspunsul C, suntem trimiși tot către diapozitivul cu numărul 3 și acum dacă acționăm un click pe răspunsul corect, suntem trimiși către diapozitivul care ne afișează mesajul corect. După cum ați observat la începutul tutorialului, jocul are și o melodie de fundal. Pentru a introduce această melodie, executăm un click pe primul diapozitiv, mergem pe meniul inserare, apoi opțiunea audio și fișier audio de pe PC. În subfolderul audio din folderul joc avem respectiva melodie pe care dorim să o care dorim să fie rulată pe fundalul jocului. Pentru ca această pictogramă să fie ascunsă, bineînțeles, că bifăm opțiunea ascundere în timpul expunerii, bifăm opțiunea redare în diapozitive, bifăm buclare până la oprire și bifăm și acest buton numit redare în fundal. Pentru ca această melodie să nu aibă un volum deranjant, modificăm volumul de la acest buton. Să încercăm acum un preview a prezentării. După cum ați văzut la începutul tutorialului, la fiecare întrebare ne este rostită întrebarea de către un narator. Acest lucru îl vom realiza cu ajutorul aplicației OneNote for Windows 10. Iar înregistrarea sunetului o vom face, bineînțeles, cu PowerPoint. Deschidem aplicația OneNote. Eu, în prealabil, am scris textul care trebuie este narat. Și mă întorc în aplicația PowerPoint. În diapozitivul cu numărul 2 va trebui să ne fie rostit textul cum se numește rezultatul operației de înmulțire. Voi merge pe meniul Înregistrare, apoi Audio, Înregistrare sunet și după acționarea butonului de înregistrare mă voi întoarce în aplicația OneNote, pe Table View, pe Immersive Reader și voi acționa acest buton. Cum se numește rezultatul operației de înmulțire? Bineînțeles că din această pictogramă am ales o voce feminină pentru rostirea acestor texte. Mă întorc în PowerPoint, pornesc înregistrarea, nu voi mai vorbi și o să las naratorul să citească acel text. Cum se numește rezultatul operației de înmulțire?
Să vedem cum a ieșit înregistrarea. Cum se numește rezultatul operației de înmulțire? Se aude foarte bine. Execut un click pe butonul OK. Ne apare pictograma specifică acestui sunet înregistrat. Voi merge pe meniul redare. Voi bifa ascundere în timpul expunerii. Și voi elimina acele zone fără sunet. Cu ajutorul opțiunii ascundere parțial audio am posibilitatea să selectez din aceste butoane exact zona care conține efectiv sunetul. Apoi execut un click pe butonul OK. Tot cu această pictogramă a sunetului selectată, merg pe meniul animații, apoi panou de animație, apoi voi executa un click pe această mică săgeată și voi alege opțiunea pornire cu anteriorul. Astfel, acest sunet va fi pornit, va fi redat imediat ce s-a ajuns la diapozitivul cu numărul 2. Să verificăm acest lucru. Cum se numește rezultatul operației de înmulțire? S-a observat că sunetul a fost rostit imediat ce s-a ajuns la diapozitivul cu numărul 2. O să dau volumul acestui sunet la maxim. Și o să trec acum la diapozitivul cu numărul 3, unde o să înregistrez naratorul citind acest text. Voi repeta pașii pe care i-am făcut la diapozitivul cu numărul 2. Greșit. Clic pe săgeată pentru a încerca din nou. Repet acești pași și pentru cuvântul corect. Corect. Stabilesc pentru aceste sunete să fie pornite odată cu anteriorul, asta înseamnă că vor porni odată ce s-a ajuns la respectivul diapozitiv în care sunt inserate și verificăm acum stadiul prezentării. Cum se numește rezultatul operației de înmulțire? Corect. Se observă că sunetul a fost redat corespunzător. Pentru a continua cu diapozitivele în care vom introduce următoarele întrebări, ne va fi mult mai ușor, deoarece vom duplica aceste diapozitive în care am introdus prima întrebare, vom edita întrebările și răspunsurile și bineînțeles că vom edita și linkurile. Pentru următoarea întrebare, duplicăm diapozitivul cu numărul 2 cu prima întrebare, iar prin metoda drag and drop, poziționăm această copie ca fiind ultimul diapozitiv, edităm textul eliminăm acest sunet în care naratorul citea prima întrebare, pentru că va trebui să înregistrăm naratorul rostind a doua întrebare.
Cum se numesc numerele care se înmulțesc? Editez acest sunet. Bifez ascundere în timpul expunerii. Șterg zonele fără sunet. Bifez opțiunea pornire cu anteriorul. Și acum fac o copie a diapozitivului cu răspunsul greșit. Îl trag pe poziția a șasea. Fac o copie și pentru răspunsul cu corect. Și la fel îl repoziționez ca fiind ultimul. Apoi editez linkul acestei săgeți către diapozitivul cu numărul 5, deoarece creând o copie a lui a rămas linkul către diapozitivul cu numărul 2. Acest lucru îl fac selectând această săgeată, merg pe meniul inserare, butonul link și selectez diapozitivul cu numărul 5. Apoi pentru cele 3 răspunsuri editez linkul către cele două diapozitive, pentru răspunsul greșit către diapozitivul cu numărul 6 și pentru răspunsul corect către diapozitivul cu numărul 7. Bineînțeles, produși fiind un răspuns greșit, voi edita linkul către diapozitivul cu numărul 6. Și astfel am editat diapozitivele corespunzătoare și cele de-a doua întrebări. Repet acești pași și pentru a treia întrebare. Am editat și cele 3 diapozitive pentru a treia întrebare. Urmează să edităm diapozitivul final. Pentru diapozitivul final creez o copie a diapozitivului cu numărul 10. Din interiorul lui voi șterge imaginea cu această bifă verde, voi șterge sunetul, iar această imagine o să o înlocuiesc. Redimensionez imaginea și modific textul. Redimensionez caseta de text. Și acum voi înregistra naratorul rostind acest text. Felicitări, ai ajuns la sfârșit. Pentru o tranziție mai lină și un aspect mai frumos al derulării diapozitivului, o să selectez toate diapozitivele executând un click pe primul diapozitiv și cu tasta Shift apăsată voi executa un click pe ultimul diapozitiv. Apoi voi merge pe tranziții și o să aleg efectul de tranziție numit atenuare sau efectul morph în limba engleză. Mai trebuie să mai fac un singur lucru. Selectez primul diapozitiv și la avansare diapozitiv de pe meniul tranziții bifez opțiunea la click de mouse. Acest diapozitiv împreună cu diapozitivele cu corect trebuie să avanseze la un click de mouse. Celelalte trebuie să treacă la un alt diapozitiv în funcție de răspunsul dat. Salvăm cu ajutorul combinației de taste Ctrl-S și să vedem rezultatul. Cum se numește rezultatul operației de înmulțire?
Greșit. Clic pe săgeată pentru a încerca din nou. Corect. Cum se numesc numerele care se înmulțesc? Greșit. Clic pe săgeată pentru a încerca din nou. Corect. Selectează răspunsul cu rezultatul cel mai mare. Greșit. Clic pe săgeată pentru a încerca din nou. Corect. Felicitări, ai ajuns la sfârșit. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Sper că v-a fost de folos. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!